Salut! Stați așa, nu sunt Avi Perțea. Nu. Salut! Așa, mai... Am venit și noi aici să ne ocupăm de acest SR care-i vai mama lui și vai freza lui. Și în primul și în primul rând ce vroiam să vă arăt. Ia-o-me! Uite aici! Mamă, ce compresie! Mamă, te rup! Ia! Mamă! Da! E bombă cu degetul mic. Haide, capul meu! Bă, frate, și desfacem setul să vedem ce au fost în ăsta și dacă v-am mințit sau nu cu setul motor la scooterul ăsta și să vedem ce are, mă, fraților, ce are! Hai să ne apucăm de treabă și gata cu vorbăria. Amen! În primul rând o să desfacem chestia asta. Telescopul, ca să putem îndoi prostia asta de scuterescu. Așa, și după ce îl vom îndoi, îl vom pune într-o parte și o să vă arăt surprizele. Mai ia că trebuie desfăcut și plasticul ăsta. Jos. Așa, o să dăm și blindajul ăsta. Dacă să rămână șurubul acolo. Așa. Ce mai avem aici? Avem încă un șurub care e în tip de holșurub, care nu este de fapt holșurub, dar este o imitație de holșurub, care este de fapt un holșurub. Așa. Noi amen. Noi amen. Mamă, ce avem noi aici? Spate de tot trecu. Așa. Așa. Bun, după care avem aici o tobă foarte, foarte frumoasă, chinezească, în carne și oase. Așa. După care urmează să pun telefonul pe trepie și hai să lucrăm cu trepiedul, că nu-mi convine așa și nu e bine. Nu e bine. Hai să luăm trepiedul. Și aici este toba care este... Aici șurubul trebuie tăiat și făcut filetul. Aici este doar prins într-un șurub. Deci nu e nicio problemă. Asta o să-l desfacem. Frumos. Așa. După care o să desfacem și plasticele astea și tot așa. Mergem înainte, nu? Știți ce am observat eu? Că nici plasticele nu sunt de Aprilia SR sau de răcire de astăzi. Plasticele de la un scooter pe vertical. De la scooterele alea pe vertical, dacă știți voi. Hai să scoatem afară. Uitați-vă aici. Așa se vede mai bine, uitați-vă, sunt de pe scooter vertical. Deci nici răcirea nu a fost bună, a fost o răcire de toată mândra sărăciei. Bun. După care, aici vedem că e foc și fum, aici tot ud, asta ud, asta ud. Da, nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Asta este, mergem înainte, hai să desfacem la... set frumos, prima dată la chiuloasă. Ia men. Bun, desfacem la chiuloasă. Ce am desfăcut chiuloasa. Șurubile sunt aici frumos. Le punem aici într-o parte. Ce mai e de făcut? O să desfac și bujia, deoarece dacă nu o să fie bun setul, am set doar de 50, n-am de 80 să-i pun. Așa că ar trebui să slăbesc bujia dacă o să-mi trebuiască bujie. Știți ce zic. Și hai să vedem prima surpriză, avem ceva spart, ceva, chilipiruri, ia! Ta-da! E, a fumat asta. A fumat, e bun, deci șuruburile nu erau slăbite. Chiuloasa nu arată rău, trebuie un pic așa refăcută. Și mamă, ce văd eu acolo? Au, cred că mă ustură ochii. Ia, men, ce se vede aici? Aoleu, setul meu motor de la mama chinezesc. Uitați că e set chinezesc, că nu am mințit eu. După cum vă mint eu, dar e model din ăla de 72 CC. Da, China, vedeți voi. China. Și ia, men, ce frumos acolo, ace, da, s-o spart rulumentul cu ace. S-o spart domnul rulument cu ace. Așa că
Hai să începem cu începutul și să terminăm cu sfârșitul. Mamă, ce vorbe am azi în mine. Mamă. Da, și azi. O să spuneți că și azi, da, și azi o să întârzi cu coletele, dar o să le pun mâine, că mai am depus mai multe. Nu știu, din păcate sau din fericire. Deci, așa. După care hai să desfac și toba așa repede înainte, dar nu vă las să mai vedeți cum desfac toba, pentru că sau să vă las. Uitați-vă aici cu contra, fraților, e cu contra. Ai. Da, e cu contra asta. Da, și ia să vedem, giunuților, ce avem noi aici. Hai de capul meu, arată ceva, o fi spart ceva. Nu mai merge, mă, nu mai merge. Bă, ieși. L-am scos. Au, mamă, setul China de la bunica. Hai de capul meu, distrus setul. Și păcat, mă, cât îl iubeam setul ăsta, aoleu. Da, e distrus. Din păcate sau din fericire, e distrus. Ce mai e distrus? Pistonul logic e distrus. Uitați aici, frumos, o bilă atârnată, așa, la miștogen. După care, ce mai urmează? Urmează domnul patent, care va desface siguranța. Am scos-o, bun, bam, bam. Pac, urmează să scot și ăsta. Și trebuie să cureț și în carter, bă, fraților, dacă au rămas acolo la ambielaș chestii din astea. E bai. Bă, fraților, și știți ce mi-a venit aici? Bă, parcă l-aud pe Marian Nemece. Ți-am zis, bagă rulument cu ace de calitate. Așa-i, Mariane? Parcă aud cum zicea Marian Nemece. Ți-am zis, bagă rulument de calitate. N-ai băgat, na. Uite ce-a făcut. Uite ce-a făcut. Parcă l-aud pe Marian Nemece. Ți-am zis să pui rulument de calitate, că 30-40 de lei să nu paci chinezării. Na, ia că aud dreptate, na. N-are rulument. Stai că mai scot aici, mai am niște chestii. Ia uite, Mariane, din cauza ta. Ia uite aici, fratele meu, ce frumos a împins. Mamă, arată mișto, e mișto ăsta. Bă, asta este, trebuie să curez cumva la ambielaj, că am dat-o în bară. Am dat-o în bară de 4 ori. Hai, și setul meu China. Nu, acum cântă imnul chinezesc, cred că. Bă, fraților, și voi care vă uitați la videourile astea faine, bă, mai veniți și seara pe live, mai discutăm ceva, mai fac în fiecare seară de la ora 10 și e păcat să nu fiți cu mine, mă, e păcat, mă. Bă, joc nu am sus jos, lateral am, dar foarte micuț, mamă, e bun ambilajul. E bun, mă, e italianesc. Acum, fără chinezul ăsta al meu de 80, nu mă mai fugi atâta. Ia las că-i punem set original. Ce, mă, fraților, să ne chinuim atâta, îi punem set original, uitați-vă. Iar pentru a curăța cât carterul, să fiu sigur că nu rămân impurități, o să folosesc hârtie din asta, ce vă ștergeți voi la poponeți, eu la gură, scuze. Așa, și o să bag aici între la bielă, de jos, în gaura asta. Și o să învârt. Să vedem, am avut ceva acolo sau nu. Ia că vine. Nu arată a fi răziduri. Nu, doar murtar. Încă am noroc, fraților, așa că mă duc după setul motor ceva pe original. După care revenim.
Dar aici o să-i dăm pe un set motor original, frate. A spus că vreți să vedeți cum o să meargă SR-ul ăsta pe set original. Avem pe set original. Avem o oglindă, bă, zic eu, cam așa să se vadă. E destul de bunicică. Nu foarte, astea sunt urme așa, deci nu-i zgăriat pe cum pare, sunt numai urme. Cum ar veni, știți voi. Deci urme arată destul de bine oglinda. Să vă arăt așa, să curăț un pic cu... Așa, arată destul de bine, dar îl voi spăla. Problema este că am aceste prezoane sudate, modificate la el. Așa că nu știu dacă nu o să am probleme cu toba. Dar rămâne de văzut, o să probez. Cu chiuloasă de 50, o să-l pun normal că este de 50. O să-i pun rulumentul cu ace ceva pe original, frumos de la Yamaha. E mai vecuț, dar așa, tot o să zică Marian Nemece, ia și tu unul nou, ia și tu unul nou, nu mai folosi vechi, că iar o să pățești așa. Știu, dar asta este, Mariane, n-am ce face, n-am bani. Bun, fraților, și eu o să începem montajul propriu zis, după cum v-am promis. Logic, am uns rulumentul cu ace în ulei, frumos, este pe original, cât o ține, atât o ține. Așa, cred că și rolele erau prea ușoare și de asta mi-au jucat feste. Când montați pistonul, de fiecare dată știfturile astea să fie către carburator, vedeți chestia asta, unde închid segmenții, la doi timpi. Astea unde închid segmenții trebuie să fie în sus, spre carburator, și nu o să greșiți. Nu o să aveți gen probleme. Sau, dacă nici așa nu vă puteți descurca, atunci mai este o metodă. Puteți să montați direct pe set, deci toba vine în jos, iar cu segmenții către set. Cu segmenții către set, le faceți frumos să fie pe știfturi. Așa, asta este. Hai să vedem asta pe unde s-a nimerit. Deci pregătim segmenții să vină pe știfturi, ăsta e pe știft, ăsta e pe știft, ok. După care o să-l introduc în cilindru, în sus, nu către tobă, știfturile merg către carburator în sus, indiferent la ce scooter, doi timp, la toate ordinea de montare este aceeași. O să-l montez, așa, frumos să nu rup segmenții, știi? Și așa va rămâne montat. După care o să iau puțin și o să ung aici. Așa. Da. După care, după ce am uns și aici, un pic așa, nu foarte mult, o să încerc să-l montez direct direct în felul meu. Așa, o să pregătesc frumos rulumentul cu ace aici și o să-l țin. Depinde metoda care preferați voi să o puneți. Eu, cum îmi permite situația și cum am dispunerea, dar acum încă trebuie să iau și eu o lumină care să mă ajute când filmez așa mai spre seară, că este deja destul de... Nu, chiar destul de târziu, dar este un pic mai târziu și nu mă ajută lumina și nu am nimic care să mă ajute cu iluminatul. Este becul ăsta din atelier, dar îmi trebuie și o lampă. Ok, deci cam așa. Și puteți monta direct de aici. Așa. După care aveți grijă să fie prins în bielă bine. O să luați o siguranță și o să montați siguranța bine. Puteți să o montați și cu șurubelniță, dar eu prefer patent din asta micuț. Și am dat camera pe zoom să vedeți cum. Nu e greu de montat, dar trebuie să ai o mână fină. Ok, eu am montat-o, nu știu, s-ar putea din prima și eu m-am chinuit, n-am pus-o atât de ușor, dar na. E timpul, experiența se capătă. Ok. Bun,
Nu o să mai arăt cum montez chiulosa și toba, pentru că știți și voi deja, cred că v-ați săturat și din videourile mele, dar o să-l pornim și după vedem cum funcționează. Da, și în penultimul video de la SRL am terminat. Urmează să-l pornesc. Dar mai este ceva. O să-l pornesc, o să vedem dacă pornește. Iar dacă pornește, testul o să-l fac după video-ul ăsta. La scurt timp va apărea. Să vedem cine ghicește cât va fugi. Va fugi mai puțin decât a fugit? Va fugi mai mult decât a fugit? Sau chiar puteți să ghiciți fix cât o să fugă? Hai să vedem, e o provocare. Ia, și să pornim să vedem dacă pornește. Deci, asta este, fraților, urmează să vedem cine reușește să ghicească în comentarii cât o să fugă scooterul ăsta. Mai mult, mai puțin sau încearcă să ghicească fix. V-am salutat, pa, pa!